Inspectoratul de Poliție Giurgiu este de astăzi mai bogat cu 7 noi ofițeri, absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Noua generație de polițiști este formată din tineri cu vârste cuprinse între 22 și 27 de ani. Doar 2 dintre ofițerii pregătiți să pună în aplicare legea sunt giurgiuveni, ceilalți provenind din județele Dâmbovița, Argeș, Teleorman și Vâlcea. La activitatea de primire a noilor polițiști au participat șeful Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, cadre din conducere, șef de servicii în care viitorii polițiști își vor desfășura activitatea, precum și polițiști desemnați cu tutela acestora. Cei 7 polițiști urmează a-și primi repartiția la viitoarele locuri de muncă, în cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, investigarea fraudelor și în domeniul juridic. Cei 7 tineri debutează într-o carieră plină de provocări și responsabilități, iar conducerea Inspectoratului de Poliție le-a urat mult succes în activitate, curaj și dăruire în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.